Vă prezentăm 4 alimente care pot combate căderea părului prin blocarea DHT. Ceai verde. Derivat din planta Camellia sinensis, ceaiul verde este una dintre cele mai populare băuturi din întreaga lume. În timpul producției, frunzele de ceai verde sunt aburite și nu fermentate, așa cum se întâmplă adesea cu frunzele de ceai oolong și negru, care mențin mai mult din compușii naturale ai ceaiului. De asemenea, s-a demonstrat că protejează foliculii de păr, partea pielii dumneavoastră care crește părul, împotriva căderii de păr cauzate de DHT. Atunci când a fost aplicat pe scalpul a 3 bărbați timp de 4 zile, un extract de alcool de epigallocatechin galat a stimulat creșterea părului, împiedicând moartea celulelor care reglează creșterea și dezvoltarea părului cauzată de DHT. În cele din urmă, sunt necesare studii suplimentare la om pentru a determina mai bine dacă ceaiul verde epigallocatechin galat sau suplimente de ceai verde blochează DHT și combate căderea părului. Ulei de nucă de cocos. Uleiul de nucă de cocos provine din sâmbure sau din carne de nucă de cocos. Este folosit în mod obișnuit pentru gătit, datorită capacității sale de a rezista la temperaturi ridicate. Uleiul are de asemenea diverse aplicații în frumusețe, îngrijirea pielii, îngrijirea părului și sănătate generală. În timp ce aceste tipuri de studii, cunoscute sub numele de studii preclinice, îi ajută pe cercetători să identifice dacă un tratament specific poate fi eficient sau sigur, rezultatele lor nu pot fi traduse la om. Ca atare, sunt necesare studii clinice la om înainte ca uleiul de nucă de cocos să fie recomandat pentru prevenirea sau tratarea căderii părului. Ceapa și alte alimente bogate în quercetină. Ceapa albă adaugă o aromă dulce, dar ascuțită unei abundențe de feluri de mâncare. Conține puține calorii, dar se mândrește cu un conținut ridicat de antioxidanți, precum quercetina. În studiile preclinice s-a arătat că quercetina inhibă producerea de DHT din testosteron, blocând acțiunea enzimei alfa-5 reductază și scăderea stresului oxidativ. Turmeric. Turmericul este o plantă folosită pe scară largă în gătit și ca extract de pulbere pentru beneficiile sale pentru sănătate. S-a demonstrat că reduce durerea cauzată de artrită, îmbunătățește nivelul colesterolului și îmbunătățește recuperarea exercițiilor fizice, printre alte beneficii. Aceste efecte sunt legate de concentrația mare din turmeric a compușilor activi numiți curcuminoizi, dintre care cel mai studiat este curcumina. Studiile preclinice au demonstrat că curcumina scade nivelul DHT prin blocarea acțiunii enzimei alfa-5 reductază. Cu toate acestea, dacă aceste rezultate se traduc și la oameni, rămâne încă un mister.